fundata zi de 30 noiembrie 2019, împreună cu un copil de la Casa Pinocchio, coordonează domnul director Mihai Ghebrea, cu sprijinul fetelor de la Liga Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, am plecat la Gând pentru a ne cunoaște țara, pentru a ne cunoaște înaintașii, pentru a sărbători cum se cuvine Ziua Națională a României și ne-am ales ca punct de plecare Biblioteca Județeană, după care, prin bunăvoința firmei Viltrans, am ajuns în localitatea Perișani, unde îl avem ca invitat și îl avem în mijlocul nostru pe domnul primar Sandu Ion, primarul localității. Ne-a făcut onoarea de a ne invita în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Perișani și în continuare o să rugăm să ne facă un mic istoric al zonei și să ne demonstreze cum reușește dânsul să să țină în sus standardul bătăliei de la 1330. Aveți acolo un istoric frumos. Știm că v-ați propus să demonstrați că bătălia lui Carol Robert de Anjou și Bazaran I s-a desfășurat aici, în zona dumneavoastră, pe zona Pripoare de Barcă. Mulțumesc, doamna Zenovia, că ați ales astăzi să fiți în vizita pe Ișani, însoțită de atâți copii minunați. Și înainte de a discuta despre istoria locală, despre administrația locală, de aici aș dori, dacă în sală avem sărbătoriți care să sărbătoresc, numele astea să le urez încă de pe acum la mulți ani. Bine ați venit la Perișani, cred că nu cred, sunt sigur că nu ați avut niciodată prilejul să călcați în sala Loviștei. Vorbim de sala Loviștei, o țărișoară mai mică, nu este ca și România, dar este o țară cu tradiție veche, ai un mic stătuleț din Marea Românie. Nu suntem o autonomie locală, zonală, suntem doar, să zicem așa, succesorii lui Bazaran I, care cu sute de ani în urmă, aici, pe aceste meleaguri, își păstorea, să zic așa, megieșii sau chiar moșnenii locului. Moșneni sunt și acum la Perișani, în întreaga țara Loviștei, pentru că de la Câineni și până la graniță cu județul Argeș, nu mai departe de 5-6 km de aici, cele 5 localități din nordul județului, din țara Loviștei, situată pe stânga tehnică a Otului, are în componența sa moșnenii vechi, cu titulatura veche, să zic așa, în această zonă. De ce le spune moșneni? Moșnenii sunt locuitorii celor 5 localități care administrează cea mai mare parte de teritoriu din cadrul țării Loviștei. Și aici vorbim de câteva zeci de mii de hectare. Numai comuna Perișani are în cuprinsul său 15.773 de hectare de teren. Se situează pe locul 3 sau chiar 4 în cadrul județului după Malaia, Voineasa și aproape la egalitate cu Câinenii. Din cele 15.773 de hectare cât deține localitatea, peste 10.000 sunt deținute de oftele de moșneni. Aici vreau să ajung. Ofta de moșneni este o asociere de proprietari, cum sunt toate asociațiile din ziua de astăzi, dar de data aceasta la noi s-au asociat pentru proprietatea terenurilor deținute încă din acele vremuri, poate chiar de la Bazaran I, pentru că voievozii de atunci, conducătorii oștilor, după fiecare izbândă de victorie obținută în urma unui lupte, unui bătălie, unui război, obișnuia să împroprietărească pe cei care veneau tefere acasă să poată să le fie viața mai ușoară până la următorul, probabil, război sau bătălie. Deci ați înțeles de unde provine cuvântul de moșneni. Dacă trebuie să discutăm despre ceea ce spunea doamna Zenovia, că să ne voi astăzi aici să aflați locul unde cu 689 de ani Bazaran I purta cea mai victorioasă luptă din acele vremuri în Europa, împotriva unei oști destul de moderne în acea vreme, oastea prințului maghiar, Carol Robert de Anjou, care în perioada 9-12 noiembrie a ales să se întoarcă de la curtea domnească, curtea de Argeș, către zona lui apropiată, unde avea deja
să zic așa, teritoriul ungar, ca să scape mai rapid de Basarab, cu siguranță nu se intre în la minute de istorie din acele, în acel moment, acea perioadă, pentru că probabil voi la școala deja unii dintre dumneavoastră ați avut prilejul să cunoașteți mult mai multe amănunte decât aș putea să vă spun eu astăzi aici. Cert este că în toată perioada de până acum, de la acea victorioasă luptă, mulți istorici au încercat să localizeze în România, în mai multe locuri, acea bătălie sau locul unde a avut bătălia respectivă. În urmă cu 15 ani, cred, până să vină primarul cadrul localității, aproape 16 ani, majoritatea istoricilor, sau mulți dintre aceștia, încercau să localizeze locul luptei, fie pe Valea Prahovei, pe la Mehadia, în Turnul Severin, pe la Albești, în Curtea de Argeș, mai încolo, de Albești, la, nu bine nume, mintele acum, undeva pe la Cetatea Poenari, dacă nu mă înșel, și în multe locuri din țară. Deci se discutau cam vreo 11 locuri într-un mod mai susținut. În perioada următoare, fiind poate și iubitor de istorie, iubitor al locurilor, mi-am dorit foarte mult să dezvălui un secret pe care nu-l putea desecretiza aproape niciun istoric. Nu, să nu credeți că am fost eu acela care am făcut-o, nu. Alături de mine au venit specialiști în istorie, profesori, doctori în științe de istorie, academicieni, care în decursul acestor ani, de care spuneam eu, celor 15 ani, au tot încercat să studieze, să zic așa, fenomenul luptei respective. Și în anul 2015 am reușit, prin bunăvoința unor oameni iubitori de istorie, chiar din județul Vâlcea, îl amintesc aici pe profesorul Eugen Petrescu, președinta Asociației Copterologia Maria din Râmnicu Vâlcea, care, cunoscându-se cu niște profesori de la Universitatea din Craiova, au discutat împreună și m-au întrebat dacă sunt doritor de a-i susține financiar din bugetul local cu acțiunea lor și dacă da, când și unde pot să vină să fie cazați, să poată sta cel puțin 2 săptămâni de zile în zonă. Au venit, pentru că am fost imediat de acord, au cercetat toată zona, de la Curtea de Argeș și până la Câineni, ba chiar și pe Valea Lotului au mers, pentru că unii spun că Valea Lotului face parte tot din Sala Loviștei, este opinia lor, opinia mea este alta, Sala Loviștei e una singură, formată din cele 5 localități de care v-am amintit la început, Câineni, Bărișoara, Titești, Racovița și Perișan, situate doar pe partea stângă a Lotului. Și în tot periplul lor au stat de vorbă cu oamenii, au încercat să reparcurgă, așa zisul traseu, parcurs de Carol Robert de Anjou în anul 1330 și din scrierile din cronica de la Viena, din ce au înțeles de acolo, din ce au înțeles din teritoriu, nu au mai avut dubii și s-au apucat și au scris într-o carte lupta de la Posada, 1330, Perișani, nu pliparele din Perișani, ceva de genul acesta. E, noi, în amintirea acelui moment, acelui eveniment, am încercat să legăm sărbătoarea localității noastre ca fiind comemorarea acelor oameni căzuți pe câmpul de luptă în perioada zilor 9-12 noiembrie 1330. Vedeți și voi că zona noastră este una muntoasă, să zic așa, chiar dacă am depășit perioada 9-12 noiembrie din această lună, să știți că în perioada acelor ani, cu sute de ani în urmă, iernile în România erau mult mai aspre și cu siguranță în 9-12 noiembrie, aici la Perișani, sau cel puțin în culoarul Pripoarelor, în satul Pripoare, pe drumul vechi, Calea Mare, vorbim de un drum care străbate România de la un capăt la altul, de la vest la est, drumul Calea Mare se numea pe vremuri când neguțătorii europeni își duceau mărfurile către Marea Neagră, la Constanța, către partea Orientului și invers aceștia veneau și aprovizionau cu mătase sau diverse mărfuri pe care nu le găseai în Europa, trecând pe acest drum. Deci vorbind de acest drum, în acea perioadă era cu siguranță iarnă. Iernile de atunci aduceau zăpezi
în stradă până la un metru. Și le-a fost foarte greu acelor soldați unguri să treacă prin culoarul respectiv în condițiile în care oștenii lui Basarab I erau cu ochii pe ei și le țineau cale exact într-un defile ungust în zona satului Pripoare. Am găsit și ceva argumente arheologice, niște artefacte care ne-au ajutat foarte mult la elucidarea unei mici părți din acest secret, să zic așa. Este vorba de niște bolțuri de arbaletă. Bolțurile de arbaletă sunt niște vârfuri de săgeți. De fapt, nu era un arc cu săgeată, arbaleta era o armă mai modernă a celor vremi sau a celor vremuri care se construia sau se confecționa chiar în România, la Hunedoara, la fabrică de armament de arbalete, dar era pe teritoriul ungar și doar ei le foloseau. E, acele două mici obiecte ne-au dat cât de cât credibilitate în fața celor care încă mai fac opoziție proiectului Posada Perișanie 1330, să zicem așa. Aș putea să vă povestesc mai mult de o oră despre acest eveniment, în speranța că v-am trezit interesul de acest subiect. Consider că după ce veți pleca de aici, veți merge, veți desface cartea de istorie și veți încerca să aflați mult mai multe amănunte, chiar dacă nu sunt așa de bogate în manuale de istorie. Vă mulțumim frumos, domnul primar. Acești copii frumoși și talentați și minunați, să știți că în ultima vreme sunt partenerii noștri în diferite activități. Dacă în primăvara anului 2019 împreună am mers în Bucovina, spre finalul anului ne-am propus ca acum când este sărbătoarea anului satului românesc și a primarilor gospodari, să vă facem această frumoasă vizită și surpriză, ca acești copii să plece cu lecția de istorie învățată, pentru că una este cartea, alta este realitatea, iar cunoștințele pe care dumneavoastră ni le-ați transmis, combinate cu ceea ce ei vor citi sau au mai citit, cu siguranță ne vor face o imagine clară și precisă a acestor locuri binecuvântate de Dumnezeu. Este o zonă, așa cum ați spus și dumneavoastră, foarte frumoasă, dar ceea ce trebuie să punctăm, dragi copii, că dacă anul trecut am mers împreună la Stănești, dacă vă aduceți aminte, la Patriarhul Iustinian Marina și la Grăvile, la Mitropolitul Bartolomeu Anania și anul trecut, că tot cam în această perioadă am făcut un pelerinaj, acolo istoria este foarte clară și precisă. Aici, așa cum ați constatat, domnul primar face și a făcut eforturi extraordinare să demonstreze această realitate istorică. Pentru că, așa cum ați auzit, la nivel național sunt încă 11 localități care își revendică dreptul de a fi părtași... Nu mai sunt 11, au rămas doar 3. 3? Dar pe teritoriul Vâlcii să știți că s-a mai descoperit zona de la Bistrița. Nu s-a descoperit nimic, da. Părinții Veniamin încearcă să fure localizarea de la Perișan să ducă pe Valea Bistriței. Este un obicei, să zic așa, al unor oameni care, gândindu-se că creând o altă localizare, rămân în istoria viitoare, în memoria noastră, celor care urmăm pe dumnealor. Nu, locul posadei este unul singur. Și nu o spun eu cu certitudine, dar sunt atât de multe probabilități încât nu știu cine ar putea aduce alte argumente mai bune decât la Perișa. Dacă îmi permiteți mie să mai spun ceva, dragilor copii, în afară de acest important izvor istoric, obiectiv istoric, Posada 1330, la Perișoan sunt și altele, dragi copii. Altele mult mai plauzibile. Când spun lucrul ăsta, mă refer la primul război mondial, 1916, când în întreaga țara Lubiștei, iarăși discutăm de țărișoara Lubiștei, aici s-au purtat lupte grele împotriva armatei germane. Am avut pierderi enorme de zeci, sute de mii de soldați în acea bătălie, dar numai la Perișani, în perioada lunilor octombrie, noiembrie, au murit peste 15.000 de soldați. Mulți, enorm de mulți. Eu, împreună cu administrația locală, Consiliul Local, am încercat să putem aduce recunoștință lor prin a scormonii, să zicem așa, prin pământul nostru de aici, la Perișani, găsind chiar în această vară, de fapt, în toamna anului trecut,
vreo 6 soldați dispăruți în acel război în 1916, ale căror oseminte le-am adus și le-am reînhumat într-o parcelă de eroi. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că o să mergem chiar acolo să o vizitați, da. Și o să vedeți și voi că o parte, o mică parte dintre aceștia a fost deja îngropată cu cinste în acel mic cimitir. Nu numai în primul război mondial Prișani a fost prins în istorie, ci și înainte acestor evenimente, comuna datează, sau prima ei datare apare în diploma Ioaniților, în 1247, când se vorbește iarăși de Țara Mică, Sărișoara Loviștei, Țara Loviștei. În această perioadă au urmat alte evenimente istorice, dar cele mai importante, zic eu, sunt cele mai vechi, urme lăsate de daci. O să vă arăt o serie întreagă de pietre cioplite de mâna acelor oameni în vremurile când nu exista o tehnică superioară ca să sclefuiască piatra. Și o să vedeți cum a apărut prima lor lucrare pe piatră, în ce mod primitiv au făcut-o, și apoi, în perioada dezvoltării, să zicem așa, sociale, umane, apar îmbunătățirile de lucru asupra acelor obiecte. Localitatea este plină de istorie. Eu spun de multe ori că colcă, într-un, să zic așa, o exprimare nu chiar atât de academică, dar adică ceva de aduce o alarmă sau te face să crezi într-adevăr că trăiești în mijlocul istoriei României atunci când vii la Prișani. Localitatea Prișani spunea că are datarea de fapt, prima datare din 1427, când apare primul sat menționat într-un document istoric. De atunci până acum, localitatea a avut multe schimbări administrative. Trebuie să știți că zona asta, tot Țara Loviștei, până în anul 1968, nu aparținea de județul Vâlcea. Ea aparținea de județul Argeș, plasa Pitești, plasa... Așa se numeau pe atunci... Zonele nu erau compartimentate în județe. Nu erau județe, se spunea plasă atunci, da. Da, și de atunci și până acum, nu pot să vă mai spun decât că din 2004 și până în prezent, localitatea respectivă, Prișani, a prins cea mai bună perioadă de dezvoltare economică administrativă. Pentru că, în urmă cu ani de zile, multe lucruri erau în domeniul vechi, să zic așa, așa cum lăsase daci cumva, sau romani care au trecut pe aici. Avem un castru roman care, din neglijența administrațiilor locale din perioada respectivă, din perioada interbelică, da, nu erau cunoscute. Știți cum se spune, domnul primar? Omul sfințește locul. Dumneavoastră ați demonstrat că, în afară de faptul că sunteți din zonă, că iubiți istoria, ați și făcut ceva și ați și adus la lumină aceste vestigii istorice, mai puțin cunoscute, mai puțin apreciate, dar... Nu vreau să spun există. Că doar eu. Administrația locală, din perioada respectivă, a avut cel mai important rol. Poate ajutați și de faptul că au existat fonduri europene și au venit în sprijinul nostru. Noi ne-am, cum să spunem, nu deșteptat, ne-am semnalat mai repede decât alții intenția de a obține finanțări europene, pentru că în centru de finanțare europeană de la centrul regional Craiova, pentru toate cele 5 județe, localitatea Prișani figurează pe un loc fruntaș cu accesarea cel mai multe proiecte, 11 la număr, din fonduri europene, ceea ce nu știu dacă găsim în... La nivel național. Poate chiar la nivel național. Da. Și asta ne-a ajutat, acest motiv ne-a ajutat foarte mult să desfacem lucrurile pe un, sau să le trimite pe un făgaș normal. Vă mulțumim frumos pentru aceste detalii importante și cu bucuria în suflet că v-am găsit și că ne-am convins că un primar gospodar este un locuitor destoinic și că este un locuitor care iubește atât zona natală cât și istoria. Și împreună vom merge să ne arătați... Nu, înainte de a aprecia și mulțumim din nou dumneavoastră și copilul pentru că ați ales ca de sărbătoarea națională
1 decembrie, da, să fiți prezent la Peișan. Am niște steaguri pregătite, o să mergem frumos acolo, corect. O să mai și discutăm câteva cuvinte la locul, și o să le arăt minunaților copii multe lucruri pe care nu mulți le-au văzut la noi la Peișan. Da, este bine că ați accentuat acest lucru. Să știți că ne-am propus ca această vizită să fie un dar al Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului pentru copiii de la Casa Pinocchio și coordonatorilor de acolo, pentru că au demonstrat că atunci când ei doresc și reușesc să-și împlinească o parte din dorințe, din aspirații, pentru că se apropie și sărbătorile de iarnă, fetele noastre, ca niște mămici și iubitoare, le-au pus acolo și un dulce într-o punguță cu Moș Crăciun. Tocmai de aceea, clipa noastră de bucurie este foarte frumoasă și mergem împreună unde a zis dumneavoastră. Multă plăcere! Am ajuns la Mănăstirea Boia și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru clipa de bucurie pe care ne-a făcut-o în astăzi, 30 noiembrie, și în același timp Părintele Vasile, care ne-a așteptat cu drag și care ne va împărtăși câte ceva despre istoria acestei frumoase mănăstiri. Ne aflăm în Mănăstirea Boia, ne aflăm în frumoasa, în frumos ținut, adică țara Loviștei, din nordul județului Vâlcea. Mănăstirea noastră Boia a început prin anii 2004-2005 și s-a terminat până în 2013. Mănăstirea noastră are două biserici. Ne aflăm biserica cea mare, cu grama Comandantului Maicii Domnului, și biserica cea mică, unde o să mergem, la aceea, are gramul Sfântul Arhanghel Mihai și Gavril. Ne îmbunăm foarte mult de aici, în țara Loviștei, unde oamenii sunt harnici, sunt credincioși, sunt iubitori de țară, de locuri și sunt și crescători de animale. Ar vrea să vă spun că acești oameni au fost și ca dumneavoastră copii, tineri, și de aici au ieșit foarte mulți oameni cu carte. Pot să vă amintesc că din acest aici ținut, de aici pe sedial, se trage și în alt Pirineu. E după din nostru la Utenii. Chiar le-am spus la copii după ce am... De aici se trag și frații Boromir, care conduc compania Boromir. Și care sunt titurii acestui frumos lăcaș. Da, tot aici este domnul Ion Ariton, care a fost ministru. Da. Se gândea de Sașe, pe vila județul Vâlcea. Tot aici este domnul Ion Antonescu, da, care a fost ministrul, se gândea de Sașe, la Ministerul Culturii, și care este și titor de biserici. Deci aici, și cum spuneau și dânsii, nu mai amintesc pe părintele profesor dr. Ivan Ilie de la Vâlcea, tot aici este. Da, da. Care este și profesor de teologie la Pitești, la facultate. Deci acești copii toți spuneau, părinte, aici noi am crescut în credință, am muncit lângă părinți, am crescut animalele, dacă la moment dat crescut, n-am uitat cartea. Am luat cu ei cartea, de aceea au ajuns oameni mari, prin credință și prin învățătură, dar și prin muncă. Și prin muncă mai este la noi, la Societatea Culturală și la Forumul Cultural, domnul Marian Pătrașcu. Și domnul Marian Pătrașcu, care în ciuda problemelor de sănătate, da. Lista este mare, da. Bineînțeles, dacă Andrei Pandrea și toți ceilalți. Da, ofițeri și cutare și oameni care... Profesori, da. Deci, care au sfințit acest lucru. Da, da. Familia Ureche, la fel, exact, ca da, profesor, patron și așa mai departe. Deci, vedeți dumneavoastră că Dumnezeu lucrează, dar depinde și de noi. De noi însuși. Dacă noi învățăm, dacă noi studiem la timpul nostru, de acum că sunteți tineri cu tare, să studiați calculatorul, cartea și tot, toate manualele care dumneavoastră le faceți la școală. Și așa ajungeți oameni mari. Pentru că toți așa am fost și noi, am fost la fel. Și eu la fel. Eu vreau să vă dau exemplu bine. Am fost 40 de ani în cinematografie și televiziune. Acum bătând am făcut teologia, să știți. Și am ajuns preot. Dar am lucrat, am fost coleg cu Domnul. La etalon. Era copil mic, dar am început să fac emisiuni. Era un... și ne și gândeam. Mă, ăsta are curat să fac emisiune și știu că o făceam. Și să știți, că cum spune Ordean, meseria nu se învață. Se fură, deci s-a furat-o. A venit exact, la etalon. Așa este, este... Ca o glumă. Da, da, da. A venit la etalon și a furat-o. Dar știu cum să fure. A știu cum să prezinte, a știu cum să facă regie de platou și așa mai departe. Și uite că, vedeți, Dumnezeu lucrează prin oameni și pentru oameni. Că dacă noi nu ne implicăm în viața noastră, să studiem, să fim atenți, să fim cu luarea minte, cu să ne punem înțelepciune, nu facem nimic. Vă spuneam că suntem la Mănăstirea Boia, o mănăstire de maici,
o mănăstire care are numele Trei Maici, dar vă așteptăm să ne vină Maici, așa. Aceasta este biserică mare, este împodobită, cu niște icoane frumoase, aduse de la Muntele Atos. Icoana Maicii Domnului din Heruța, de la Muntele Atos. Așa, icoana Sfântului Proroc de Bărzului Ioan, pictat cu original. Aici, când Sfântul Ioan este împrundat. La anul 1400 ceva, au venit turcii în Muntele Atos și au furat, au vrut să fură icoana. Și când au pus mâna pe icoană, icoana s-a împrundat. Și turcii când s-au speriat, și-au fugit și au lăsat icoana jos. Deci, vedeți noastră că avem aici ceva și noi urmare în această Sfântă Mănăstire, în acest locaș. Mănăstirea noastră se află pe margea aici unde este și râul Boia. După cum spun specialiștii, este un râu foarte bun. Afară că avem pește, păstră în el, dar spun specialiștii în hidro, că ar fi după lotul care are viteza și debitul de litri pe secundă. De aici merge oamenii și voi albă. Iar când vine valul, și valul sunt foarte albe, precum este zăpada. Vă mulțumim frumos pentru aceste date frumoase. V-am adus în dar și noi, pentru că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, o carte cu viața și activitatea unui prieten al nostru, dar și al copiilor. Și copiii au primit cât un exemplar. Da. Este vorba de Ilorian Păunoiu, Locuirea în Iubire, pe care știu că l-ați cunoscut. Am fost colegi într-un partid. V-am adus acest dar de suflet. Mulțumim din suflet. L-am cunoscut domnul Ilorian. Era un iubitor. Să știți de cultură, de credință și de oameni la fel. Și totdeauna spunea că vrea ca țara să meargă bine. Așa e, vrea țara să meargă bine. Nu se uita cine este la guvernare sau cultura, dar el vrea să meargă țara bine. Dar mai ales să fie cultura pe primul loc. Știți dumneavoastră că de multe ori toate partidele când aud de cultură și agricultură, vrea să mai la urmă. Dar Ilorian spunea că nu, cultura să vină. Mai înainte. În partea a doua interviului nostru o să vă cântăm și o colindă, dar acum facem o pauză. Facem o pauză, mergem în partea cealaltă Sfântă Biserică, o vizităm după aceea, mergem la masă, că Maica Stareță, Maica Teodora, a pregătit masă noastră, că de azi dimineață vă așteptăm, să știți. Doamne ajută și mulțumim. Și slujba Sfântă, am început-o cu jumătate ori mai de să vinem copii la slujbă. Și am stat, până la urmă am zis, Maică, Eu m-am primit, v-am dat mesaj, doamne. Nu avem... A fost un spectaculos, locul 2 la acel lucru. Domnul președinte, pentru asta, Asociația Fan Club Chimie Râmnicu Vâlcea vă oferă o diplomă de excelență. Nu-i așa. O diplomă de excelență pentru tine. Aveți un tricou să facem fan și pe domnul Boican, chiar dacă și dânsul are o asociație sportivă acolo cu fotbalul, dar vă dorim să fiți lângă noi alături în toată perioada asta și din partea alta o mică atenție. Vă mulțumim frumos! Invitații și poftă în continuare, la puțin că se primă așteptat la tine. Da. Adi, uite în spate și ia două cadouri. Are să servești o prăjiturică acolo. Mai avem acum, înainte de a premia, ultimii reprezentanți de la presă de la Etalon TV, pe care i-a așteptat, au întârziat, au zis că nu știu dacă poate să ajungă, dar din fericire pentru noi a ajuns și Etalon TV. Doamnei Zenobia Zanfir, pe care o să o rog să spună două cuvinte, ea este surioarea mea de vreo 25 de ani. Și îi mulțumesc frumos că a venit în seara asta. Din partea Asociației Fan Club Chimia Râmnicu Vâlcea și din partea ALCA vă dorim la mulți ani și pentru domnul cameraman, le ridică după aia. Bună seara și bine v-am găsit! Așa, frățioare! Emoții ca în seara asta n-am avut de multă vreme. Și de ce vă spun? Pentru că George spunea clar, surioara mea. Nimic nu este mai frumos decât să vezi că într-o frumoasă seară de decembrie ne-am întâlnit aici să aducem bucurie fetelor care au muncit să devină
ucenicele unei mari, unei mari hambaliste. Este vorba de doamna Maria Tălăciș. Vă felicitări, doamne! De asta am emoții, nu ce am întâlnit, pentru că eu vin dintr-un loc binecuvântat. Tocmai acum s-au întâmplat lucrurile frumoase la Stănești, în zona Patriarhului Justinian Marina. Noi acolo am filmat să aducem veste frumoasă că județul Vâlcea, dincolo de zonele binecuvântate, de mănăstirile cunoscute, sunt și zonele unde au fost marierari, mitropoliți, patriarhi. Iar în seara asta, frățiorul meu, George, este la un început de drum și îi urăm să fie un început prosper și vă urăm și dumneavoastră ca această seară binecuvântată să o repetați și mâine și poimâine, pentru că nimic nu este întâmplător, nimic nu este de în zadar. Iubiți, faceți lucrurile să fie frumoase, pentru că acești copii pe care dumneavoastră îi aveți în zonă merită iubirea dumneavoastră ca părinți, ca antrenori și ca iubitori de sport. La mulți ani! Suntem în prea doar sărbători. La mulți și frumoși ani! Cam asta a fost evenimentul seara asta cu speech-urile. Va veni pizza. O să vă rog pe toată lumea să meargă să servească de acolo prăjituri. Când va veni pizza, se va tăia și pizza. O singură diplomă de excelență mai avem de acordat. O va mâna capitanul echipei de handbal, este dedicată unor nebuni frumoși. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să trec sau să nu să trec pe diploma asta de excelență. Bă, acum, întotdeauna, știți cum e, nu pot să mulțumesc pe toată lumea, oricum îmi iau în jurături și că fac bine și că fac prost, așa că m-am riscat și am trecut-o, asta e. Diploma de excelență, ultima pe seara asta, pe care o va amâna capitanul echipei tuturor, dar se va face într-o singură direcție acolo, se acordă echipei părinților, Chimia Râmnicu Vâlcea! Chimia! 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 Pentru! Pentru! Atenție, că aici este foarte important. Pentru! Galerie! Gălăgie! Bârfe și picaterii! Hai, Chimia! Polivalentă de la Râmnicu Vâlcea, în compania unei doamne a handbalului românesc, a unui om, în primul rând, cu toții o știm sub denumirea de Morico. Dar, în același timp, doamna Maria Vericianu ne-a făcut bucuria și ne-a permis ca împreună
să facem o incursiune, așa, de sărbători, da, în viața dumneiei, nu neapărat de mare handbalistă. Suntem în preajma sărbătorilor, ca om. Cum simțiți această perioadă? Din totdeauna mi-au plăcut sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, așa. Chiar totdeauna, în fiecare am pe copil mic fiind, simțeam așa o emoție puternică, ceva, un sentiment nedescris prin cuvinte. Și parcă totdeauna, bine, și părinții ne-au obișnuit și ne-au învățat în felul acesta, că să fim mai buni și să iubim oameni, să știți. Eu, ca și om, cum ați zis și dumneavoastră, asta apreciez la oameni. Omenia. Omenia. Suntem, da, v-am spus, într-o perioadă frumoasă, în care cu toții încercăm să facem fapte frumoase, exact, pentru mine, să nu viazăm fir. Momentul din seara aceasta are semnificația aparte. George Bogostov, cel care a organizat această întâlnire, această frumoasă reuniune a oamenilor de sport, a copiilor care iubesc handbalul, îmi trezește un sentiment de mândrie, aș spune, cu toată responsabilitatea, pentru că George a fost copilul care a crescut în preajma noastră. George a fost copilul care a văzut că putem să dăruim. Să dăruim din ceea ce iubim, din ceea ce putem. Și ce s-a întâmplat în sala aceasta, pe mine m-a bucurat enorm că se poate. Pentru că știm să facem, să vibrăm în preajma sărbătorilor, fără a ne strădui prea mult. Pentru că nu ne trebuie bănuți ca să facem o clipă frumoasă. Dumneavoastră, prin prezența, prin faptul că ați fost în mijlocul copiilor, ați făcut să strălucească această reuniune. Credeți în handbalul Vâlcean? Păi, cum să nu? Dacă a venit aici, da. Deci, era, este o, a fost, da, așa, știți cum, da, o întrebare cu deja răspunsul, deci, pregătit. Am petrecut foarte mulți ani în mijlocul handbalului Vâlcean. Deci eu, ca și om, știu ce înseamnă acest fenomen, înțeleg niște lucruri poate mai bine sentimental decât alții. George Bogostov, ce vă spune? Felul în care s-a implicat George în această rădăcină? Exact, un copil cu suflet mare, toate că e la o vârstă matură, dar este un copil cu suflet mare și un bun organizator și tot ceea ce ține de, să zic, și de spectacol handbalistic, câteodată care vine din partea părinților, așa, după aceea aprecierea oamenilor din jurul lui cu cine are de-a face, apoi de copii nu vă mai spun. În fiecare an, de când îl cunosc, totdeauna de sărbător, a reușit și cu mândrie, așa pot să vă spun, ca să dați și la copii cadou de Crăciun sau de Moș Nicolae, sau... deci un suflet mare. Un suflet mare, e minunat, eu știu, de când era, cum se spune în termen popular, de șchioapă. Felul în care s-a implicat și această încununare a muncii sale, pentru mine este o bucurie imensă. Așa cum spunea, suntem frații într-o iubire, într-o comuniune, într-o dorință de a face clipe frumoase. Și mă bucur că a reușit să vă aducă în mijlocul, pentru că dumneavoastră nu neapărat că sunteți o vedetă, sunteți un om care sunteți foarte ocupat. Eu v-am simțit că sunteți dincolo de vedeta, de omul apreciat, o ființă care iubiți, care iubiți oamenii, care iubiți sportul, care iubiți tineretul. Și tocmai de aceea, prezența dumneavoastră în mijlocul copiilor demonstrează că se poate să facem și clipe frumoase în preajma sărbătorilor și să fim într-un fel că suntem în preajma lui Moș Nicolae, în ajunul Moșului, da, să facem și noi pe Moș Nicolae. Și l-ați făcut prin prezența aceasta. Vă, da, trezește amintiri, nu? Bineînțeles. Îmi trezește amintiri foarte, adică este normal că indiferent ajungi la o vârstă, dar clipele frumoase și plăcute nu le uiți niciodată. Deci eu țin minte și
Cred că aveam 4-5 ani când am simțit și știam ce înseamnă Moș Nicolae. Dragi telespectatori bâlceni, vin astăzi din localitatea natală a Patriarhului Justinian Marin. Veneam cu o bucurie în suflet și alături de domnul Petre Constantinescu, de Viorel Adrian Chierescu, de la televiziunea Etalon, ne-am amintit cu drag de copilăria noastră, pentru că am încercat să aducem bucurie în sufletul celor din jurul nostru prin emisiunea pe care noi o să o difuzăm în curând. Și ne-am bucurat ca niște copii în preajma oamenilor mari, oamenilor valoroși, precum Mariana Terăcheș și Lastănești, în preajma unor dascăli. Am fost martorii unui eveniment deosebit la școala gimnazială din Stănești, în momentul în care un dascăl, era vorba de domnul profesor Băjan Victor, care împărtășea copiilor din experiența și, de fapt, din frumusețea satului de altă dată, pentru că suntem în perioada în care satul românesc a căpătat amploare, în care satul românesc a renăscut, deși el este viu în opera multor scriitori, dar noi, poate că într-o fugă cotidiană sau acaparați de foarte multe probleme, așa zise, importante, dar la origine toți suntem țărani. Nu este o rușine să spunem că suntem țărani. Așa cum spunea și Lucian Blaga, veșnicia s-a născut la țară. Și chiar dacă noi am crescut într-un oraș, părinții, bunicii noștri vin din satul Străbun, satul care a fost, la un moment dat, străveche vatră de cultură și civilizație. Vă amintiți de lumea satului din perioada dumneavoastră? Bineînțeles că eu, până să plec la școală, am copilărit la bunicii mei la țară. După aceea am început școala la Sfântul Gheorghe, unde m-am născut, și în vacanțele totdeauna mă duceam la țară. Și niciodată lumea, și chiar dacă sunt de la oraș, nu-mi recunosc că sunt țăracă. Și nu este o rușine. Și nu, da. Am putea spune la un moment dat că este o mândrie. Nu este o mândrie în sensul în care, peiorativ, în care se poate disimula sensul cuvântului, suntem mândri că suntem urmașii unor înaintași care au trudit ca noi, pornind de la sat, să îmbunătățim comorile pe care le-am primit de la înaintașii noștri. Vă mulțumesc frumos pentru această clipă minunată și, dragi spectatori, n-am să-mi iau înapoi cuvântul, spunând că eroi au fost. Și spun aici, Patriarhul Justinian Marina, că venim din localitatea lui natală, eroi sunt încă, și spun aici, Maria Tărăcheș. A fost o bucurie, o onoare să o avem în mijlocul nostru. Vă mulțumim și distinsă și frumoasă doamnă. Și eu vă mulțumesc. Mai multă să trăiască și ne ascultă, sus la cerul o înălțăm și la gazde o ghinăm. O ghină cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălțat și-am știut, va cânta, să rămâne sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns seara cea sfântă când colindele se cânta.